Campionatul național feminin de box a fost dominat și în acest an de pugilistele antrenate de Adrian și Mihaela Lăcătuș, care au cucerit numai puțin de 12 medalii de aur. Adrian și Mihaela Lăcătuș pregătesc la malul mării viitoarele campioane ale României la box. În ultimii 20 de ani, fetele pregătite de cei doi antrenori ai Stelei au adus României peste 100 de medalii la campionatele europene și mondiale. Cuplul de antrenori ne-a povestit cum a luat naștere boxul feminin în România și ce obiective au de realizat sportivele clubului roșalbastru în lunile următoare. Undeva în 2001, primul campionat european la Sighetul Marmației, exact după ce au căzut turnurile, și după campionatul național urmau campionatele mondiale din America. Drept pentru care eu m-am dus cu o echipă destul de pregătită acolo, am luat 10 medalii și am plecat la campionatul mondial, unde am obținut 2 medalii de bronz, primul campionat mondial, și am rămas în continuare spre dezamăgirea multora, antrenorul lotului de fete până în prezent. Mihaela Lăcătuș este singura campioană mondială la boxa României la feminin. De când am intrat în sală am simțit că mi se potrivește sportul ăsta și am luptat cât am putut eu ca să demonstrez că femeile pot să practice acest sport, că avem un viitor și că avem un cuvânt de spus în acest sport zis al bărbaților. Dorința lui Michi este să crește niște fete care să depășească performanțele ei, adică să obțină medalii olimpice. Am fost la un pas și probabil majoritatea celor care iubesc boxul au văzut asta, dar sperăm că la Paris să ne prezentăm mult mai bine și să facem ceea ce ne dorim și ceea ce ne place. Avem obiective, sigur, medalii la europenele de tineret, medalii la campionatele mondiale de senioare. Câte fete va trimite Steaua la campionatele europene și mondiale din acest an? Toate fetele care sunt legitimate la clubul Steaua fac parte din lotul național, sunt cele mai reprezentative din țară. Diferența între noi, Steaua, și restul este destul de vizibilă. Cine suntem noi? Steaua!